Azi credincioșii sărbătoresc botezul Domnului sau bobotează, preoții au sfințit apele, iar credincioșii au primit aghiazmă. Purtați de valul credinței sau mai bine spus de ambiție, oamenii s-au împins și și-au dat coate ca să ajungă la butoaiele cu apă. Câțiva tineri, în schimb, s-au aruncat în apele care îți tăiau respirația ca să prindă crucile aruncate de preoți. Băi, frate, nu mai poți să te uiți, bate! Mai îngrămăți, măi, oameni! Haideți încolo, doamnă! Băi, bă, frate, că ușor! Băi, oameni, bă, bă, să-ți poți! Extraordinar! Oamenii s-au înghesuit la apa sfințită de parcă traversaseră deșertul Sahara pe jos. Refuzau să creadă că aghiazma ajunge pentru toți. Sunt mulțime ca într-un clește, un bătrân a simțit că se topește pe picioare. Atât a stat în picioare. Mi-a fost rău, da? Și mie mi-e rău. Nici la Ploiești, credincioșii n-au ținut seama de cele sfinte. Mai aveau puțin și jupeau hainele de pe ei. Hai, gata, dai. Hai, gata, hai, loc. M-a băgat în roiul ăla și eu nu văd bine. Nu o dăm în casă, dăm la copii, la vecini ca să mai ajutăm și pe ei. Și la Iași au fost oameni nerăbdători. Hai, nu are răbdare și dacă trece rândul, rămâne fără și nu își împlinește dorința lui ca să aibă apa sfințită de la mitropolit. Câțiva tineri s-au bătut la malul mării, dar nu pentru aghiazmă, ci pentru crucile de piatră aruncate în apa rece ca gheața. E cu noroc. Și la Șercăița, în județul Brașov, s-au dat lupte corp la corp. Tinerii au încercat să-și fure unul altuia crucea. De obicei cine ia crucea se soare anul ăsta, dar în cazul meu nu. De ce? Nu sunt pregătit. Că au prins crucea sau nu, cu toții au plecat acasă buni prieteni. Tradiția e mai importantă ca victoria. Iar aseară